Eu eram bucuros la un moment dat că n-am mai susținut financiar o echipă, dar lucrul vă v-am spus nu s-a schimbat. Dacă ei cred și ce au apărut așa, o dată arama pe față. Iar pentru mine, eu răspund, dacă vor să mă dea, să-mi dea orice replică vor ei, pentru mine, începând de azi, n-avem de-a face decât cu doi idioți. Unul este... Vă rog unul să... este... Mă scuza, să retractez. Da. Doi mari idioți. Chiar vă rog, pentru că aici este o jignire și nu cred că e în regulă, domnul Porumboiu. Adică putem totuși să comentăm într-un mod și să criticați, dacă veți, într-un mod, mă rog, civilizat. Știți de ce am făcut afirmația asta? Pentru că pe toți ne ia de proști. Și dacă noi trebuie să spunem treaba asta, că suntem și noi toți proști, mi-am permis să fac această apreciere la adresa lor. Dar noi suntem proști cu toți. Dacă putem să acceptăm asemenea explicații, când se vede foarte clar să fiecare are o părere. Fiecare are dreptul la părere. Fiecare are dreptul la opinie. Dar nu să fie contrară cu niște lucruri care sunt de bun simț. Niște lucruri care nu poți să... Așa să ne prostești în față că ce alb e negru și ce e negru e alb. Asta este toată. Dar restul îmi permit pentru că sunt acolo unde n-ar trebui să fie. Și avem foarte multe, foarte multe lucruri în asta că suntem de fiecare, în fiecare moment, în fiecare clipă, vedem, dați drumul la televizor și vedeți cât sunt de genul celor care am spus mai departe, sunt mai devreme, să nu mai repet. Suntem, cum spun eu, în funcții de conducere și în funcții care iau decizii, sunt foarte multe, mă rog, pentru care a trebuit să folosesc expresia din nou sau de mai multe ori. M-am oprit doar o dată sau a doua oară când am făcut afirmația respectivă și nu poți să vii, să prezinți, să stai, să nu îi explici niște lucruri, că nu trebuia să intervină varul dacă nu era sigur, dacă nu era sigur pe decizia cel din camera var, n-avea voie să intervină. Păi și de ce să nu? Du-te, domnule, și vezi. Că dar, da. Nu ar mai fi nevoie de arbitru, să arbitrează din camera var. Ce, cu ce împiedică? Sunt regulile, dar a dat peste cap inclusiv procedura care este, mă rog, aprobată, care este, mă rog, stabilită, prezentată de către FIFA și de către UEFA, ținând cont de VAR și ce trebuie să intervină VAR-ul și în ce condiții. Am înțeles. Acum nu mai dacă nu s-a până, n-a fost clar, n-a intervenit VAR-ul. Păi clar nu stabilește VAR-ul dacă e clar. Stabilește arbitru, nu? Da. Bine, domnul Porumboiu, mulțumesc mult pentru intervenție.